Perfect, să facem acest lucru pentru prietena noastră, Angie. Iată, ciucă, iată. Niciodată nu vin cu mâna goală. Acum mi se pare firesc. Adică dacă tu ai venit cu mâna goală, chiar ar putea fi o problemă. Adică s-a întâmplat ceva. Avem brânzică, roșii, castraveți și niște mititei. Ai făcut piața. Am făcut piața și m-am gândit să nu-ți dau numai grătare și grătare, să-ți dau și niște verdeață. Da, săptămâna viitoare la concursul nostru de grătare poți să participe și cei care fac mici. Pentru că avem și mici aici aduși în față. Și asta vreau să te întreb, o să participe și cei care... Dacă vor să rămână mai în urmă, să vină și cu niște mici. Că micul e a nostru, dar eu zic să vină cu ceva special. Uite, mi-a dat domnul ca și niște pituca. Domnul ca asta creață frumoasă, mulțumesc. Să ne încerc să luăm pituca. Deci ar trebui să mâncați nepitos. Perfect. Deci, oameni buni, încercăm să vă explicăm și dumneavoastră celor de acasă că de săptămâna viitoare va fi greu de tot pentru noi cei de aici și pentru dumneavoastră cei de acasă. Pentru că, practic, va fi concursul de încinge grătarul când sare muștarul. Avem și muștarul aici. Și asta se va întâmpla cu mici, cu fiecare ce face, nu? Fiecare ce face. Eu aș zice să facă mai multe specialități, să facă sosuri diferite dacă vreau. Dacă vor un juriu bine, păi trebuie să se sforțeze adică oamenii. Dacă vrei să-l satisfaci pe juriu, trebuie să vii cu ceva ce nu s-a mai făcut. Bineînțeles, și eu cam am mai și evoluăm de la mici. Micul e baza, dar după aceea evoluăm ca și fine dining în farfurie. Cred că o să fie importantă și treaba asta. Da. Tu ai vrea să fie și frumos aranjat în farfurie? Bă, mie crezi că contează, că prima dată se zice că mănânci cu ochii. Așa este, și mâncarea așa ar și trebui prima dată să ne placă. Dar la grătare e ce simți mirosul direct și asta e. Ai, de-abia aștept, Doamne, dacă ai ști tu. Și cum o să facem? O să-ți trimit ție toate farfurile? Dar tu ești bună la grătare? Adică știi să faci chiar bine sau știi exact, cum să zic, cum ar trebui făcute? Știu cum ar trebui făcute. Deci, cum ar trebui... Astea, doamnele, n-ar trebui să se amestece în fum totuși. Deci, doamnele, mai mult la bucătărie. Dar știi că avem și participante la grătare. Femei? Da. Bravo, felicitări. Nici nu știam că femeile... Da, o să vină la grătare. Mie îmi place foarte tare treaba asta, că e foarte românească. Bărbații în casă nu gătesc niciodată. Bine, acum mai nou mai gătesc. Bărbații în casă nu gătesc niciodată, dar când îs afară cu prietenii la grătar, Doamne, ce mari să dau, e ce să fălesc. Da, tu am făcut un grătar. Da, da, da. Exact. Și se știu, bărbații se știu foarte tare la grătar, așa este. Și e cumva o chestie bărbătească, pentru că trebuie să baci pe foc, să mai baie o țâră de bait, să mai ungi o țâră. Dar tu la ce ești șefa șefelor? Când vine vorba eu de mă știu foarte tare la mâncare, de exemplu, mă știu foarte tare la mâncare japoneză, la mâncare tailandeză. Da? Mă știu să gătesc absolut orice. Doi ani de zile am făcut... Ardeleanca noastră, practic, a devenit șefă la sushi. Șefă la bani, aș vrea să fiu. Practicamente e și o melodie pentru Angie Ciucă, bagă de acolo. Șefă la bani. Sigur e pe YouTube, dacă cauți șefa la bani, sigur găsești o piesă. Practic știu să gătesc orice. Doi ani de zile la matinal, în fiecare dimineață am făcut alt fel de mâncare. Așa că poți să-ți fac 10 ani de mâncare fără să repeți, fără să te plictisesc. Perfect, abia aștept să vedem despre ce este vorba. De luni începe concursul ăsta care se anunță a fi unul nebun. Dar o să facem în felul următor. E cazul să prezentăm practic celor de acasă și unul dintre cei trei jurați ai concursului încinge grătarul, pentru că tu acolo, Angie, vei fi într-un loc special amenajat cu concurenți. Da? Ei vor face grătare, vor avea timp clepsii de la care se întoarce și trebuie să aducă grătarele aici este în fața juriului. Timp, deci. Da, tu. Oh, cât timp este de gătit? 15 minute, nu știu, să vă sortă. Ce, puțin? 15 minute nu-ți face omul nici sosul. Păi, mă, le-are făcut, adică doar să-l grătească, să-l facă prepara pe așa, stăm două zile. Ah, bun, așa, bun. Tocmai de asta avem un juriu aici care va fi mega exigent, pentru că concursul ăsta de grătare, oameni buni, este foarte serios, da? Nu ne batem joc. Iar bucătarul șef e din Republica Moldova, e foarte tare pe social media, o să vezi imediat despre cine este vorba, e chiar președintele juriului, șef Alex Comerzan, oameni buni, el va fi președintele juriului la concursul nostru de grătare, ia priviți. Ceafă de porc, mușculeț, ok, ravioli, perfect. Salată panțanela. Deodată ravioli, Bob. Strasă. Bagă deodată. Patru guduri, băieți, cât timp? 4 minute. Mai repede reușim. Concentrați rămânem, da? Dana, deserturile. Un frito misto. Da. Ți-l pun aici, când ai timp, îl dai singur. Este? Mă numesc Alexandru Comerzan și sunt șef bucătar de la vârsta de 27 de ani. Pasiunea de bucătărie am descoperit-o în Italia la vârsta de 15 ani, sau mai bine zis,
mi-a transmis pasiunea de bucătărie șeful meu bucătar, primul meu șef bucătar, Marco Dasa. La moment am restaurant în Chișinău. Restaurant cu o bucătărie așa, mai deosebită. 4 restaurante de sushi în România. Un fast food pe litoralul românesc. Brand chef în Iași, la unul dintre cele mai frumoase restaurante din Iași. În tocmai de asta am acceptat să fiu juriu a cel mai tare concurs de grătare din România, pentru că experiența îmi permite. Așa cred eu. Așa că încinge grătarul, că îmi sare muștarul. Ha! Băieți, ceapa de porc cu musul de ciuperci, cât timp? Împreună cu o porție de ravioli. Hai, vă rog. Jenea, pornește grătarul la maxim. Hai, ia câte ui. Tu ai două cefi, da, Jen? Vâna ta la moment o prăjiți. Nu din timp. Trebuie să-i hrusteașă, bă? Deci omul e senzațional. Șef Alex Comerzan, oameni buni, din Republica Moldova, va fi președinte jurului. Mâine și poimâine o să-i cunoașteți pe ceilalți jurați și o să vedeți exact ce juriu puternic avem aici. Deci competiția este nebunie mare. Îmi place de tine că te-ai învârtit bine. Adică noi facem mâncare acolo și trimitem mâncare gata făcută asta aici. Asta e, Angie. După 16 ani de zi de muncă, trebuie să-ți vină la un moment dat și norocul în față și să zici, bă, stai pe scaun și doar mai mănânci ceva mai gust. Altă viață, Angie, altă viață. Te știi. Exact. Dar vreau să te întreb ceva. Tu cu bijuteria asta câștigată peste mări și țări o să mergi la grătar? Dacă e nevoie, da, depinde cât glamour se pune la grătar. Nu există de asta, zic, adică prea mult glamour să nu strice. Glamourul punem noi. Dacă se spune că niciodată nu ești prea bine îmbrăcat într-un loc. Dacă mere, dacă nu îmi dau jos toculețele, rochița, îmi pun niște pantalonași și mă apuc de grătar. Depinde acum. Angie, oameni buni, e foarte tare. Pe Instagram te caută lumea chiar așa, Angie Cobuț? Angie.cobuț, da. Angie.cobuț, ca să vedeți prin ce țări a călătorit și cât de hotărâtă este Angie în absolut tot ceea ce face. Ați aflat specialistă pe tot ceea ce ține de mâncarea japoneză. Angie, mie mâncare place... tot felul asiatic, tot felul de mâncăruri. Tot. Nu doar japoneză. În ultima vreme m-am specializat pe mâncare africană. Unde mă duc de obicei, stau la local și atunci mă învață să fac de mâncare și îmi place foarte tare. Ce este mâncarea africană? Mâncarea africană, ei folosesc foarte mult orez și după aceea au tot felul de mâncărele cu pui, că nu mănâncă prea mare șmecherie, dar ei au câteva feluri de ardei. Condimentele cred că sunt spectaculoase. Da, doar atât, pentru că în realitate e orez cu condimente, dar din condimentele alea îți fac niște mâncăruri absolut geniale. Perfect, deci condimente, sosuri, nebunie mare de săptămâna viitoare când începe concursul grătarelor, oameni buni, iar noi astăzi cei de acasă puteți să învățați foarte multe lucruri care vă pot schimba efectiv weekendul. Aș avea o întrebare. Te rog. Când spui grătar, te referi la tot? O sea, să fie pe grătar. Tu poți să faci și o roșie pe grătar și o brânză pe nu grătar. Nu contează totul. Tu, să fie pe grătar. Poți să fie și pește, și pui, și mic, și castravete, orice. Cel care s-a înscris la concursul nostru pe la maruta@arondprotv.ro trebuie să fie creativ. Adică trebuie să facă un grătar, iar când vine în fața jurului să zic că mama e cel mai tare, ai câștigat. Poate să fie și soacra pe grătar. Să fie grătarul. Acum fiecare. Soacra ta? Nu, eu n-am soacră. Cine are? Mă gândeam că ceva din trecut. Okay. Ai crezut că dau una. Deci, oameni buni, deci tot ce vreți puneți pe grătar. Important este să treacă de juriu și juriu să zică felicitări. Angie va fi acolo cu oamenii care sunt prezenți în competiție. Până atunci o căutați pe Instagram, iar noi după publicitate revenim. Ai văzut ce magician înalt avem? Antonio. Sper să nu vorbească mai mult decât mine. Nu, e mai înalt. Ai văzut cât de înalt e? Nu l-am văzut, nu. Ia, l-am uite. Văzut. Ostras, ce ai mâncat când erai micuț, dragul mami? Grătar. Exact. Grătar, iată-l. Imediat facem niște magie.